Bun găsit, așa cum vedeți și în cadru aflat în spatele meu, avem o ediție specială, încă o ediție specială la Campus TV. Este o ediție realizată într-o zi plină de emoții, inclusiv pentru mine, pentru că am asistat în urmă cu puțin timp la festivitatea de absolvire a unei noi promoții aici, unde suntem noi, la școala militară de maestri militari și subofițeri a forțelor aeriene de la Boboc. Și o să am onoarea în această ediție specială să îi cunoașteți pe 10 dintre cei mai buni absolvenți ai școlii promoția 2020, încoronarea la Alba Iulia 2022. Evident că sunt prezenți și cei care sunt din conducerea unității de învățământ, dar și cei care au fost alături de elevi la catedră. Așadar, vă invit să urmăriți o ediție specială plină de multe surprize. Vorbim acum cu unul dintre profesorii școlii militare. Este vorba de un șef de catedră, unul dintre ei. Vom avea discuții și cu alții. Bună ziua și felicitări pentru o nouă promoție. Mulțumim. Și telespectatorii vor să vă cunoască, să vă prezentați. Ok. Sunt capitan comandor Gheorghe Ioan, sunt șeful catedrei de aviație în cadrul școlii și tutor superior la această catedră. O experiență de câți ani în domeniu? În învățământ am o experiență de 14 ani în predat și în armată de 21 de ani. Sunt cadrul militar de 21 de ani. Emoție mare astăzi. Și eu, dar mai ales copiii care au terminat școala și noi, plângem după ei, plângem după noi. Acum, viitorul este în mâna lor. Ceea ce am învățat este o bază pentru ei. Ce ne puteți spune de promoția 2022? E o promoție încercată, greu încercată, a trecut prin foarte mult această promoție, prin pandemie, prin războaie. Sunt căliți, ca să zic așa, greu încercați, dar eu am nădejde că vor fi foarte bune meseria lor, mai bun ca ceilalți, deoarece au trecut mai multe și cu cât treci pe mai multe grele, cu atât devii mai bun în viitor. Da, și să sperăm că pentru ei va fi ok ceea ce vor avea de făcut în viitor în aviație. Domnul Gheorghe, aș dori să ne spuneți, și dumneavoastră ați fost tânăr absolvent, ce diferențe sunt între ceea ce era acum câțiva ani bun și acum? Da, sunt și diferențe, mai ales în ceea ce privește tehnica, pe care o exploatăm. Asta e marea diferență, ca să spunem așa, procedurile de exploatare, tehnica, felul în care privim aceste, zicem așa, modalități de exploatare a tehnice. Suntem mai versatili, mai flexibili, în sensul că acceptăm mai ușor acum să ne, zicem așa, integrăm mai ușor cu alte proceduri din forțele NATO. Tehnică, multă tehnică nouă și sperăm să vină și tehnică și mai performantă în viitor, pe care să o operăm. Și mai multă, și mai puternică, mai fiabilă, mai eficientă. Ceea ce avem acum este ok, este foarte bine. Elevii sunt bucuroși că au învățat pe asemenea tehnică. E într-adevăr, e o încercare destul de, o provocare destul de interesantă în privința aceasta și sperăm că ușor, așa ne vom alinia către standardele care sunt NATO la nivel de tehnică. Adică cu cât mai, o tehnică cât mai, nici mai așa, mai nouă, mai actuală. Ce mesaj le-ați transmis absolvenților? Le zic așa, să fie bune apărători acestei țări, să învețe bine meseria pe care o au când vor ajunge la unitățile care vor fi, să aibă nădejde la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mereu îi ajută în fiecare zi, să iubească țara asta și să se gândească și la noi în viitor și noi ne-am încercat cu ei, ei cu noi. Mulțumesc. Bine, și eu vă mulțumesc. În continuare, ediție specială la Campus TV, vorbim acum cu Carmen Căliman. Este o băcăoancă ambițioasă, am văzut-o în culise, abia așteptând să vină în fața noastră a telespectatorilor și să ne povestească, pentru că avem foarte scurt în dispoziție, despre ea. Felicitări! Mulțumesc! Carmen, cu zâmbetul pe buze, cum a fost pentru tine ziua de astăzi? Pentru mine ziua de astăzi a fost un paradox, a fost o emoție
pozitivă, în primul rând, că mi-a fost recunoscut meritul. Am avut cel mai frumos sentiment că nu mi-am pierdut timpul învățând, mi-a fost recunoscut meritul, mi-am făcut părinții mândri, ceea ce mi-am dorit cel mai mult. Iar paradoxul este că mi-aș fi dorit enorm să fie tatăl meu lângă mine, dar din păcate nu s-a putut. Și încerc să privesc partea pozitivă și să mă bucur doar de meritul de care am avut parte. În viață lucrurile știi foarte bine că sunt așezate de Dumnezeu, dar trecem și prin momente grele. Pentru tine, să zicem așa, s-a încheiat o etapă care cred că a avut și greutăți, peste care ai trecut, că de altfel nu puteai să ajungi cu Iulia. De 9 și 13. 9 și 13, absolvent a promoției 2022 la specializarea? Rachete de artilerie și antiaeriană. De ce pe zona asta de rachete? Uite, acum încep așa punctat. Că sunt mai multe specializări, putem alege așa, așa. Da, în primă fază nu, aș minți să spun că asta a fost dorința mea. Am crezut că va prima opțiunea și nu media. Nu am niciun regret că am ajuns aici, mă bucur, vreau să văd cum e când voi profesa. În școală mi-a plăcut, a fost o experiență unică și rămâne să vedem ce ne rezervă viitorul. Iar viitorul pentru tine unde va fi în imediată perioadă? Pentru mine aș vrea să fie aici doar începutul și nu sfârșitul unei etape, aș vrea să fie doar începutul. Îmi doresc să trec în cadrul ofițerilor, sper să reușesc. Dar cum mi-am propus să ajung șef de promoție și am reușit, așa cred că voi reuși. Sper să nu fie o dorință nefondată, ci o dorință ce se va îndeplini. Și, apropo de dorințe, la fel te întrebi și pe tine, dorința cea mai mare în cariera asta militară, care ar fi unde să... Să devin un profesionist în ceea ce fac și să-mi fie recunoscute meritele și să pot să rămân demnă și constantă. Mulțumesc foarte mult și mult succes. Mulțumesc și eu. Îți voi prepa. Stăm de vorbă acum cu încă un absolvent, unul dintre cei mai buni din această promoție 2022. Este vorba despre Valentina Matache. Felicitări! Mulțumesc! Ca și pe ceilalți colegi de-ai tăi, te-am văzut și pe tine super emoționată în rând acolo. Cum te simți? Ce simți tu în ziua absolvirii? În primul rând sunt foarte mândră de mine și de tot ce am realizat până acum și mă bucur că am ajuns până aici și de-abia aștept să încep să o nouă etapă, să lucrez. O să vorbim și despre noua etapă. Unde ai terminat și cu cât? Am terminat pe armament cu 9,18. Înțeleg eu așa, am înțeles de la șefii de catedră a tuturor specializărilor că a fost o competiție mare între voi. Într-adevăr, a fost o competiție mare, dar ne-a prins și bine acest lucru, că ne-a făcut să fim mai buni pe zi ce trece. Ce au reprezentat anii ăștia pentru tine, cei doi? În primul rând, a fost și o experiență, că am trecut prin multe, cu COVID-ul, cu mai multe chestii, dar ne-a și întărit, adică putem să facem orice acum. Am trecut prin prea multe ca să renunțăm la final. Mai departe? Mai departe o să mă duc la Câmpia Turzii. De-abia aștept și sper să fie bine. Tu de unde vii? De unde ești? De la Brăila. De la Brăila. Da. Dar uite, sunt curios, acum ai absolvit. Da. De ce ai ales sau cum ai ales tu școala de la Câmpia? De la Boboc. Sora mea a mai încercat să dea aici. Tot în armată, dar înainte să dădeau analizele și a avut probleme la analize, trebuia să le repete și după s-a reprofilat, a dat la poliție și a intrat acolo. Și mi-a zis să încerc aici, că e frumos, e bine și am zis hai să încerc, nu știam ce mă așteaptă. În afară de ziua de astăzi, cea mai frumoasă amintire sau una dintre cele mai frumoase amintiri ale tale de școală? Din școală, de aici. Când am ieșit împreună cu domn comandor, am ieșit toată clasa, am vorbit, am stat la povești. Ne-a povestit experiența lui de viață, ne-a încurajat. Cu ce gânduri părăsești unitatea de învățământ aici? Sunt bucuroasă că am terminat aici, că mi-am făcut prieteni noi, colegi noi și colegii ce o să vină, sper să fie puternici, să fie curajoși și să nu renunțe. E greu la început, dar după o să merite tot efortul. Valentina, mult succes în continuare. Mulțumesc frumos!
Ne continuăm ediția specială cu Constantin Vlăduceanu, încă un tânăr absolvent din promoția 2022, de aici, de la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene de la Boboc, evident. Felicitări, mulțumesc, Constantin. Astăzi, multe emoții, da. La fel ca și ceilalți colegii de-ai tăi de promoție. Cum au fost cei 2 ani pentru tine? A fost o perioadă frumoasă, dar dificilă. Am avut pandemia de COVID-19, am avut foarte multe restricții de libertăți. Dar da, au fost provocări peste care voi ați reușit să treceți. Da, să treceți, pentru că uite, vorbeam și cu profesorii și chiar, și nu cred că e chestiune subiectivă, dar am înțeles că sunteți cea mai bună promoție asta. Da, suntem cea mai bună, așa se pare. Am avut note destul de mari. Constantin, spune-ne, cum de-ai ales tu, de-ai îmbrățișat tu ideea asta de a merge în zona asta de carieră militară, de aviație? În urmă cu 4 ani, la îndemnul prieteni, am ales Școala de Maestri Militari și Subofițeri al Forței Aeriene Buia din Boboc, fiind lucrând în armată ca soldat profesionist la baza 57 Renzo Mihail Gugălnicianu. Am trăit pentru maestri și tehnici de aviație și mi-a plăcut. Și am vrut să vin să încerc și da, și te-ai regăsit aici, da. Te-ai regăsit, da, și da. Mai departe ce vei face? Unde? Voi merge înapoi la baza 57 la Gugălnicianu și voi lucra printre colegii mei care am avut înainte. Constantin, care e visul tău? Visul meu este să urc mai mult în carieră, să avansez și să-mi fac treaba cum trebuie. Alături de tine a fost și familia astăzi, da. Da? Și eu zic așa, din punctul ăsta de vedere, apropo și de emoții și de lucrurile astea care se întâmplă într-o festivitate, e un moment unic pe care nu ai cum să-l uiți. Da. Și eu îți urez mult succes în tot ceea ce vei face și sunt convins că, fiind un absolvent de media, 902, da, vei face față tuturor provocărilor de aici și de aici înainte. Alina Ioana Lazar este următoarea mea invitată la mini-interviurile realizate în cadrul acestei ediții speciale cu ocazia festivității de absolvire de aici la Școala Militară de la Boboc, promoția 2022. Felicitări și ție! Vă mulțumesc din suflet! Și uite, poate că am avut întrebări șablon, am încercat să sintetizez, să diversific, dar e necesar să te întreb. Ce ai simțit astăzi? Ce simți? Cum te simți astăzi în ziua absolvirii? Am fost într-adevăr foarte emoționată, mai ales că părinții mei care m-au susținut întotdeauna în ceea ce am făcut pe tot parcursul vieții până în prezent. A fost foarte emoționat, mai ales când am văzut pe tatăl meu plângând. Acesta mi-e foarte drag mie și m-a susținut, cum am spus, întotdeauna. Și tu ești în uniformă militară, proaspăt absolventă. De ce și cum ai ales cariera militară? Cariera militară mi-a fost insuflată de părinții mei. Cum am spus, acestea m-au susținut întotdeauna. Nu am avut în prim plan niciun gând de când eram mică. Am urmat o facultate, am terminat-o ulterior. Imediat după aceasta am decis să dau probele pentru Școala Militară de la Bobocu. Și te regăsești? Te-ai regăsit? Da, într-adevăr, adică... într-adevăr, da, mai ales că urmez o specialitate foarte bună, fiind și anume? Controller de trafic aerian. Oh. Da, cu ce mediai te mai? Cu 9 și 12. Și chiar am făcut cursuri de simulator și acestea mi-au spus, să spun așa, că este ceea ce trebuie să fac. Deci peste ceva timp te vor auzi piloții în cască, da? Da. Calitate de controlor. Da. Mai departe ce vei face? Vreau să ajung cât mai sus, cum a spus și colega mea, să mă perfecționez pe acest domeniu. Poate o să ajung și ofițer în următorii ani, având în vedere că am încă 21 de ani. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Bun, și în etapele astea pe care tu le vei parcurge, vei avea perioada asta în care, zic eu, că te cred că e prima perioadă în care ai intrat efectiv într-un regim din ăsta militar destul de strict. Bine, au fost, apropo de strictețe, au fost și restricții pandemice prin care voi ați trecut și a fost un pic mai greu așa să înveți cum trebuie să înveți într-o școală militară. De fapt, acesta nu, chiar nu a fost un impediment, pentru că dacă nu mergeam acasă, aveam mult mai mult timp să învăț și am zis de la început că trebuie să ajung cea mai bună și să prind un loc cât mai bun și am și reușit, am prins aproape de casă, prins la baza 90 Otopeni. Bun succes să-ți dorești. Vă mulțumesc! Bine.
Vorbim acum cu încă o tânără absolventă, dar tot de primul loc. Ea o să ne povestească, Cătălina Renguț. Felicitări, Cătălina! Mulțumesc! Și pe tine te-am văzut, te-am observat, pentru că știam că urmează să realizez un mini-interviu cu tine și cu ceilalți colegi de-ai tăi de promoție. Multă emoție astăzi! Da, într-adevăr, a fost un moment emoționant. Am așteptat timp de 2 ani să vină acest moment și a fost perfect. Foarte frumos. De unde pasiunea asta pentru? Cum te-a mânat așa din adolescență, din copilărie, da, să vii către aviație? Încă de mică mi-a plăcut armata, m-a atras foarte mult și din liceu mereu făceam excursii aici, în această unitate, și m-a atras foarte mult. Pe parcurs mi-am dorit să ajung aici și am ajuns. De fel din? Vrancea sunt. Din Vrancea, dar se simte și în accent. Moldoveancă. Într-adevăr. Adică, bine, și buzoiene sunt uneori trecuți în zona asta de Moldova, dar nu este cazul. Suntem apropiați ca județe. Să ne spui, știu că ești modestă, dar să ne spui și ce performanță, adică nu orice performanță ai avut. Sigur, am obținut media 9.42. Primul an am studiat aici, în anul 2 urma să merg la Sibiu, la Centrul de Perfecționare de Artilerie Teristră și Artilerie Antierianu Ioan Vodă din Sibiu. Acolo am avut parte de cei mai buni instructori. M-au învățat, m-au ajutat să parcurg materia și mi-au fost alături. Cum au fost pe total cei 2 ani, Cătălina, pentru tine? Pot spune că au fost și ușor și grei, dar la final tot a fost perfect. La final care pentru tine a fost însemnat și să fii și, da, prima. Într-adevăr, a fost bine, a fost momente și mai grele și mai ușoare, dar împreună cu colegii mei și cu toți restul am trecut peste și ne-am bucurat de tot ce a fost mai bun. Am încercat să vedem partea bună a lucrurilor ca să ne bucurăm de fiecare moment. Ce ai învățat aici? În afară de partea tehnică a lucrurilor. Da, înțeleg. Am învățat să fim uniți, să ne ascultăm unii pe alții, să știm, să ne respectăm între noi, că altfel nu puteam merge mai departe. Am învățat să avem răbdare unul cu celălalt. Și apropo de mai departe? Mai departe o să merg în București. Am ales un loc acolo și o să-mi continui viața acolo, o carieră militară. Mult succes și ție, Cătălina. Mulțumesc și vă mulțumesc! Ne continuăm discuția alături chiar de comandantul unității de învățământ militar de aici, de la Boboc. Este vorba despre domnul doctor comandor inginer Ștefan Daniel Cotigă. Am onoarea, domnul comandant, să stau de vorbă cu dumneavoastră, la fel de puțin cum am stat și până acum și cu... Onoarea este reciprocă. Și cu profesorii. Mândru de promoția 2022 este un pleonasm, cred eu. Ce simțiți? Să știți că am preluat și eu din emoțiile elevilor. Într-adevăr, sunt extrem de mândru de absolvenții de anul acesta. Au avut o perioadă destul de dificilă, ținând cont de condițiile impuse de pandemia de COVID-19, care ne-a afectat. Trecerea la învățământ online a fost parțial adevărat, n-a fost întotdeauna la fel de fructuoasă în ceea ce privește asimilarea cunoștințelor de către elevi ca învățământul față în față. Dar eu și împreună cu mine și conducerea școlii suntem de părere că am reușit să pregătim o promoție bună, o promoție bine pregătită care va face față cu succes oricăror provocări viitoare. Domnul comandant, a spus și noastră mai devreme, este o promoție care a trecut prin regulile astea, prin restricțiile pandemice. Și cu asta se diferențează, dar ce altceva are specific promoția 2022 față de celelalte? Pe măsura trecerii timpului, noi, forțele aeriene române, încercăm să asimilăm tehnica nouă. Nou sosită în înzestrarea forțelor aeriene române. Și de tehnică de resortul aviației, și tehnică de resortul artileriei antieriene, și cea de resortul radiolocației. Pe măsură ce timpul trece, noi ca școală ne pregătim, noi instructorii, ne pregătim tot mai bine ca să putem să pregătim elevii
ca să exploateze și să repare acest tip de tehnică nouă, de origine vestică. Și consider că elevii care au absolvit acum sunt mai bine pregătiți în asimilarea acestui tip nou de tehnică decât cei de până acum, pentru că odată cu trecerea timpului și noi, ca profesori, am învățat mai multe și am putut să le comunicăm mai mult. Unitatea de învățământ pe care o conduceți dumneavoastră este recunoscută la nivel național, este de elită. Și fac o paranteză, astăzi am avut de tot. Am avut foarte multă lume, am asistat la multe festivități de absolvire. Sincer să vă zic, cred că este festivitatea cu cel mai mare număr de participanți. Sunt 212 absolvenți, au venit și rudele și prietenii, apropiații și așa mai departe. Am avut foarte mult public astăzi. Am avut și o cerere în căsătorie. Evident că reprezintă o forță unitatea de învățământ și este din ce în ce mai căutat, am observat de la unul la altul. Noi pregătim cadrele militare de la baza ierarhiei militare. E adevărat, ei pornesc de la grade mici, e firesc, ăsta e țelul nostru și ne-l dorim și ne-l atingem mereu. Ei vor susține toate tipurile, exact cum am spus mai devreme, toate tipurile de tehnică din dotarea forțelor aeriene. Este o școală tehnică, e super specializată pe parte tehnică. Ei vor fi și buni militari, pentru că nu trebuie să uităm că noi avem specificul ăsta, suntem militari. Dar principalul obiectiv este să-i pregătim ca buni specialiști. Domnul comandant, un ultim mesaj. L-ați vorbit și astăzi în față celor 212 absolvenți. Un mesaj scurt și cuprinzător. Cu ce gânduri vă despărțiți de promoția 2022? Sincer, cu regret. Aș fi bine. Orice lucru trebuie să aibă și un început și un sfârșit. Opinia mea și a conducerii școlii este că am avut elevi buni și foarte buni. Nu am avut, cum să vă zic, multe abateri, nu am avut note mici. Deci, per total, per ansamblu, promoția asta a fost o promoție, după părerea noastră, foarte bună. Și mă despart cu regret. Dar, cum am zis, orice lucru are un început și un sfârșit. Pentru ei este o etapă pe care și-au dorit-o. Cred că ei realizează deja că greul de-abia de acum încolo începe, dar noi le-am pregătit baza pentru ca greul să nu fie atât de greu. Am acum cu încă un tânăr absolvent de la promoția 2022 și tot așa este pe primul loc, dar o să ne spună el la ce anume și cu ce medie. Adrian. Mă numesc Enache Adrian, sunt șef de promoție al specializării aeronave și motoare de aviație, media 954, beneficiar în Inspectoratul General de Aviație al MEAI. Adrian, spune-ne cum de ales tu școala militară de la Boboc. De unde pasiunea asta pentru aviație? Întotdeauna am fost pasionat de aviație și de partea aceasta tehnică. Când eram mic, primeam jucării și eu începeam să le demontez, eram curios cum funcționează acestea. Iar apoi a venit și partea, pasiunea pentru aviație, am zburat și mi-a plăcut foarte mult. Și în plus, îmi place să ajut oamenii. Aeronavele de la Inspectoratul General de Aviație, cu acesta se ocupă, pentru smurt, pentru salvări. Da. Unde te vezi mai peste câțiva ani? Am fost repartizat la București, iar mai departe vreau să ajung navigant, un personal navigant, să particip efectiv la misiuni de salvare. Absolvirea de astăzi, festivitatea de absolvire, cum a fost?
fost foarte frumoasă, am avut și câteva emoții, dar mi-a plăcut foarte mult și sunt mândru. Ai avut susținere din ce am tribune, că nu sunt tribune, din rândul familiei. Da. Ce a reprezentat pentru tine această perioadă? A fost o perioadă frumoasă. Am creat relații foarte frumoase cu colegii, cu unii chiar mai mult decât prietenii. Făceam totul împreună, învățam împreună, mergeam la masă împreună, exact, făcut o mică familie, pot spune. A fost perioada cu pandemia, dar am depășit-o cu succes. Iar acum mă bucur că am ajuns unde am vrut. De fel, de unde ești? De fel, sunt din Buzău. Oh, deci ești buzean. Da. Am uitat acest lucru să te întreb înainte. De ce liceu ai absolvit? Liceul Mihai Eminescu, specializare matematică-informatică. Da, atunci nu te mai întreb de ce ai ales școala de la Bobo, că e foarte apropiată în primul rând și e de prestigiu până la urmă. Da. Cu ce gânduri părăsești această unitate de învățământ? Doresc să mă perfecționez și să ajung cât mai sus. Sunt de fel foarte ambițios. Cât mai sunt și la propriu și la figurat. Exact. Îți doresc mult succes și să ai parte de cersele. Mulțumesc mult! Continuare vorbim cu un alt șef de cateră de la altă specializare de data aceasta, aici la școala militară de la Boboc. Bună ziua! Bună ziua, bună la să vă salut! Sunt plătânirea ajutant Mihai, instructor și șef de cateră de la Cateria Tehnică de la Relocație și Război Legal. Domnul Mihai, sunteți și dumneavoastră la fel în continuare cu acest sentiment al emoțiilor, a câta promoție? La mine promoțiile sunt mai multe, pentru că eu activez în această școală din 2006 și în fiecare an am aceleași emoții cu absolvenții și trecem prin aceste emoții de aproape în fiecare an, lucru care de multe ori ne afectează și pe noi, pentru că suntem și noi oameni, chiar dacă îmbrăcăm această uniformă militară și ne ascundem sentimentele în spatele acestui lucru. Îmi place să vă văd cu zâmbetul pe buze, vorbind despre acest moment, câteva cuvinte despre promoția 2022. Da. Promoția 2022, să știți că a fost una dintre cele mai bune promoții pe care le-am avut în cadrul școlii militare, de maestri militari și suboficiali Traian Vuia. În această promoție, tinerii s-au pregătit destul de greu din cauza condițiilor pandemice și a condițiilor pe care le-a creat această pandemie, dar am trecut cu succes peste această perioadă și am reușit să aducem la un nivel de pregătire, cred eu, corespunzător funcțiilor pe care vor fi repartizați. Cel mai frumos gând astăzi la festivitatea noastră? Să știți că am și eu emoții, așa cum v-am spus adineauri. Eu le doresc sănătate, succes în activitatea viitoare, să reușească să-și atingă tot ce și-au propus în viață și multe realizări în cariera viitoare. Dumneavoastră sunteți cu experiența, și spus mai devreme, sunteți de mult în școală aici, la Boboc, și sunt convins că aveți multe amintiri. Vă mai amintiți de festivitatea noastră de absolvire? Acum foarte mulți ani, da. Să știți că festivitatea de absolvire pentru oricare militar din armata română este un eveniment deosebit, pentru că intri într-o altă lume, o altă societate, o altfel de organizare, să spunem așa, care îți cere anumite rigori ale vieții militare, sacrificii. Și să știți că armata uneori este mai dificilă și nu oricine poate să facă față în sistemul militar. Deși știți că acum, la ora actuală, în presă apar multe discuții pe tema asta, dar părerea mea e că nu oricine poate să facă față cerințelor din sistemul militar. Uite, promoția aceasta a făcut aceasta față cu brio. Cu brio, da. Cu brio. Am avut și a doua clasată ca medie. Doamna Cunișoara, maestru militar clasa 5-a, Andreea Constantin, și care a reușit să mă mulțumească privind rezultatele obținute la învățătură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum am plăcerea să vă prezint pe Andreea Constantin,
încă o absolventă a promoției 2022. Felicitări și ție, Andreea. Mulțumesc. Din Argeș vii. Da. Ai venit la Buzău, la unitatea de la Bobog. Uite, să începem cu lucrurile acestea, deși te-aș întreba mai bine cum te simți acum la foarte scurt timp de la festivitatea de absolvire. Încă sunt emoționată. Adică e starea aceea, nu vine să cred că am terminat și totuși a ieșit atât de bine tot ce am, prin ce am trecut în acești 2 ani de zile. Cu lucruri mai bune, cu lucruri mai rele, că au fost, că se e peste tot. Mă bucur că am reușit și suntem în momentul de față absolventă a Școlii Militare de Maestri Militari și Subofițierii a Forțelor Aeriene, Traian Vuia. Da, am văzut astăzi emoții mari și când ați primit gradele, da. Da, pe umeri. Uniforma militară? Da, a fost oarecum o dorință să îmbrac haina militară. Momentul care m-a determinat pe mine să urmez o carieră militară a fost când am participat la jurământul militar al fratelui meu și atunci am văzut câtă onoare și mândrie să port haina militară a fost. Și atunci am zis că doresc și eu să devin militar. Și până acum, cred că nu neapărat dorințele propuse, dar ci, așa gândite, să zicem, a figurat, ți-au reușit pentru că ești unul dintre cei mai buni absolvenți. Ce ai terminat și cu cât? Am terminat la specialitatea radiolocație cu media 9.40. Competiție mare a fost. Foarte mare, dar cum am intrat prima la această specialitate, mi-am dorit să ies tot prima și cu momente când am avut și nopți nedormite și poate nu am avut timp pentru mine, dar mi-a dorit atât de mult acest lucru încât m-am luptat până la capăt ca un adevărat războinic. Ce sentimente te-au cuprins pe parcursul festivității, Andrei? În primul și în primul rând emoții foarte mari, iar când mi-am văzut și părinții în public acolo, a fost mândrie și mulțumire față de mine și în principiu, pentru că părinții m-au susținut foarte mult în această perioadă. Ce urmează pentru tine? O să merg la Pitești, acasă, la mine. Acasă? Acasă, da. Acasă și îmi doresc foarte mult să avansez cât mai sus și să îmi îndeplinesc îndatoririle de serviciu cât mai bine. Acum nu te cunosc foarte bine, dar din ce mi-ai spus până acum, sunt convins că ai un răspuns. Cât mai sus înseamnă, eu sunt convins că ai în gând ceva. Cât mai sus? Ce înseamnă cât mai sus? Să devin ofițer. Îți doresc din tot sufletul meu să ți se îndeplinească și această dorință. Mult succes în tot ceea ce... Mulțumesc! Vorbim acum cu Victoraș Avram, încă un tânăr absolvent de la promoția 2022 de la Școala Militară de la Boboc. Felicitări, Victoraș! Mulțumesc! Pe parcursul mini-interviului pe care, iată, le realizăm în această ediție specială, am văzut ținuta asta. E o transformare, așa mă gândesc la cei care sunt tineri, da, și care aleg uniforma militară. Cum sunt eu, de exemplu, nu îmi imaginez într-o uniformă militară, că trebuie să fie o ținută. Și pe toți v-am văzut că vă prinde și vă prinde nu numai pentru că poate vă ajută fizicul și fizicul, dar vă văd în zona asta și vi se potrivește la fel ca și ție. Felicitări pentru absolvire. Victoraș, ce sentiment ai avut în timpul festivității? Ce sentimente te-au cuprins? Bineînțeles că au fost puține emoții, asta și pentru că am muncit destul de mult, 2 ani de zile, ca să ajungem aici, dar având în vedere că am avut și colegii, și părinții, prietenii alături de noi, a fost un moment destul de frumos și foarte important în viața noastră și mai ales în cariera noastră de militar. Tu ce ai terminat și cu cât? Eu am terminat la specializarea electromecanică și automatizare de bord de aviație cu media de 9.25. Spune-mi și tu, te rog, cum ai ales zona asta de aviație sau cariera militară? Da. Din totdeauna mi-am dorit să fac parte din marea familie a aviației și am ales acest domeniu, Școala de Maestri Militari, deoarece încă din liceu am fost pasionat și de mate și de fizică, mai apoi am studiat inginerie mecanică și electrică, puțin electronică, iar de când am venit aici am văzut că cele două lucruri, și armata și ce mi-a plăcut mie, se îmbină destul de bine și cred, adică sunt sigur că am făcut alegerea corectă pentru mine. Și apropo de alegere, unde urmează să activezi?
Mai departe o să activez la baza aeriană 90 de transport aerian, Otopeni din București. Este exact locul unde mi-am dorit să merg de când am venit aici. Deci încă un vis împlinit pentru tine. Da. Mai ai și alt vis, bineînțeles. Dar unde te vezi? Mai departe îmi doresc să am o carieră cât mai împlinită, să ajung cât mai sus și să fac treaba cum trebuie. Cum te simți să fii unul dintre cei mai buni absolvenți ai promoției 2022? Cum e pentru tine? Ți-ai propus lucrul acesta sau tu efectiv ți-ai văzut de drumul tău de ținta ta? Sincer, da, mi-am propus de la început. Mereu mi-a plăcut să fiu printre primii. Mi-am dorit foarte mult acest lucru. Bineînțeles că am avut și concurență în clasă. A fost și pe parcurs puțin mai dificil pentru că unii dintre colegi mi-au devenit prieteni, dar cu toții înțelegem că prietenia este prietenie, iar armata este armată. Victoria, și îți doresc și ție mult succes! Mulțumesc! Urmăriți așadar în continuare o ediție specială aici la Campus TV, ocazionată de festivitatea de absolvire de la Școala Militară Boboc, iar acum vorbim cu încă un absolvent, o tânără absolventă, Cristina Oprea, din Vrancea, am aflat așa înainte de mini-interviu. Felicitări, Cristina! Mulțumesc! Zâmbete pe buze, te-am văzut și în culise, dar și în cadrul festivității, bine, ai avut acea alură de sobrietate specifică unui militar la o festivitate, da? Cum a fost pentru tine vorbesc acum de festivitate, de ceremonia, da? La ceremonia în sine. A fost plină de emoții. De emoții din toate punctele de vedere, mai ales din prisma faptului că au fost persoanele cele mai dragi în față, părinții care mi-au acordat suportul moral pe tot parcursul, soțul, nepoțelul și fratele, de la care am și urmat această carieră. Deci, datorită mai răspuns la o altă întrebare. Dar cum ai ajuns aici? Adică cum ai ajuns să alegi, de fapt, o carieră? El a fost modelul meu. Da. El a fost modelul meu pe tot parcursul alegerii carierei militare. Ce-i drept, a venit un pic mai târziu și cu mai multă muncă. A fost, să zic așa, prima șansă, prima și ultima șansă de a da, datorită faptului că am intrat la limită de vârstă, adică am avut 28 de ani în momentul în care am susținut examenul de admitere la școala de maestri. Așadar, Cristina, tu ai urcat în ultimul tren și ai coborât cu o medie foarte mare, exact, printre cei mai exact buni. La ce specializare? Rachete și artilerie antiaeriană. Și mai departe ce vei face? Mai departe, eu doresc să mă perfecționez pe acest domeniu și aștept să văd ce mi se va mai vii pe parcurs. Nu am urmărit niciodată să ies prima, doar mi-am văzut de treabă, să zic așa. Am fost constantă și perseverentă și astea au fost rezultatele. Bun, o ultimă întrebare, Cristina, uniforma asta militară, vorbeam și cu alți colegi de-ai tăi, înseamnă ceva. Ce înseamnă pentru tine uniforma militară și ce ai învățat aici în un alt regim, adică în orice școală, școală militară? A fost pentru mine, haina militară înseamnă onoare, prestigiu, demnitate, totodată înseamnă și curaj, iar ca femeie, printre masa bărbaților, a fost mai greu de, să zic așa, de integrat și de acomodat. Vorbesc foarte mult de acomodare pentru că intervin foarte multe bariere psihologice și sociale. Pe care tu le-ai depășit. Exact, din această prismă le-am reușit într-un final să le depășesc. M-am lovit de ele pe tot parcursul, dar am reușit să trec peste și pot să zic că am devenit mai puternică. La cât mai multe reușite îți doresc, Cristina. Mulțumesc! Înainte de a cunoaște pe șefa de promoție,
din această generație de aici, de la școala militară de la Boboc, o să vorbim cu cineva care o cunoaște foarte bine, care a cunoscut-o pe parcursul celor 2 ani, este chiar șeful de catedră. Vă rog, știți cum e, vă prezint onorul. Și evident că aș dori să vă prezentați telespectatorilor noștri. Am onoare să vă salut, sunt locotenent colonel Coșaru Ioan, sunt instructor și șef de catedră la Catedra Tehnică de Artilerie și Rachete Solaire. A câta promoție trăiți acum? Este a șasea promoție a mea de când sunt în școală. În perioada 2003-2016 am lucrat în unități operative din Forțele Terestre. Din 2017 sunt în școală pe funcție de instructor superior. De când erați, să zicem așa, de pe băncile liceului, după ce ați plecat de pe băncile liceului, ați îmbrățișat cariera militară? Da, în perioada 1994-1998 am urmat cursurile liceului militar de la Breaza, Dimitrie Cantemir. Ulterior, în perioada 1998-2002, cursurile Academiei Forțelor Aeriene Henricoa de la Brașov. Ce ne puteți spune de promoția pe care tocmai am văzut-o absolvind astăzi? De când sunt eu în școală, pot să afirm că sunt cei mai buni. De aceea avem și șeful de promoție 2022, este de la noi, de la catedră. O premieră, am înțeles. Da, din discuția cu foștii șefi de cadre înainte, nici nu am studiat să văd dacă au fost cândva, dar din ce cunosc în ultimii ani, nu am avut șef de promoție al școlii să fie de armă, rachete și alte întâlnire. Ce ne puteți spune despre șefa de promoție? Ce să pot să vă spun? Când au venit prima dată și am început cursurile, le-am precizat cât de importante sunt mediile la sfârșit. Și se pare că au fost promoția care au conștientizat cel mai bine acest lucru. S-a creat între ei o competiție pozitivă și rezultatele de anul acesta sunt foarte bune. Da, medii foarte mari. Foarte mari, da. Avem la proba scrisă a examen certificare 11 note peste 9. Nu am avut până acum. Totul se atribuie lor. Au conștientizat, au muncit, s-a creat această competiție pozitivă și de aceea cred eu că și pe domnișoara Tutunia a ridicat-o foarte mult. Domnul Coșaru, cu ce mesaj ați lăsat noi promoții? Eu le-am urat succes, că de acum greu începe pentru ei responsabilitățile și de asemenea pe domnișoara Tutunia am rugat-o să-mi promită că va încerca să urmeze cursurile Academiei Forțelor de la Brașov. O să cunoaștem imediat pe șefa de promoție de aici, de la școala militară. Mulțumesc, domnul Coșaru. Imediat revenim. Se spune că ultimii vor fi cei din tâi, iar la finalul ediției noastre speciale o să vă prezint pe șefa de promoție 2022. Este și buzoiancă de-a noastră, se numește Ionela Mirabela Tutunea și o felicit din tot sufletul pentru această performanță. Și e bine că, uite, iată, o unitate militară din județul Buzău are șefă de promoție buzoiancă. Cum a fost pentru tine ziua de astăzi? Pot spune că am avut presiune pe umerii mei. A fost o zi obositoare, dar foarte frumoasă. Am avut familia lângă mine, pe toți cei dragi, unchii mei, nașa și cel mai important în celălalt colț al formației. Am avut-o pe sora mea, care este și ea absolventă astăzi, la subofițeri, aceeași armă ca a mea, rachete și artilerie antiaeriană, dar beneficiar statul major al forțelor terestre. Iar mai spuneai de umeri, da? Am văzut momentul acela emoționant în care ai primit gradele pe umeri. Da. O greutate, da, pentru tine, o responsabilitate. Da. Așa este. Ce vei face în continuare?
În continuare o să merg la unitatea de la Adâncata, din județul Ialomița, și pe o funcție de maestru militar specialist în comanda bateriei și, dacă se poate, în viitor, așa cum le-am promis și cadrelor de la Catedra de Rachete și Artilerie Antiaeriană, o să încerc să avansez și să ajung ofițer. A fost mai înainte un mini-interviu cu șeful de catedră de la tine și chiar a fost o provocare că a zis, domnule, sper ca domnișoara Tutunea să meargă, să devină ofițer, să meargă la Academie. Da, este dorința lui și a tuturor celor de la catedră. Mulți mi-au spus asta. Haideți să vorbim despre faptul că tu ai absolvit Colegiul Economic. Ce ai făcut după? Un an de zile m-am pregătit să intru aici, în această școală. Deci erai hotărâtă să mergi pe drumul acesta și n-ai dat, să zicem, imediat? Nu, am stat un an de zile să mă pregătesc intens. Și cum te-ai ales zona asta militară? Mie de mică mi-a plăcut acest domeniu, urmăream de când eram mică paginile Ministerului Apărării Naționale și mă uitam cu suspans la defilările de sub arcul de triumf de Ziua României sau la diferite trageri din poligon și la îndemnul mamei mele am ales să merg pe această cale și consider că mi se potrivește de minune. Am intrat prima în această școală și mi-am dorit... Și mi-am dorit să termin la fel de bine, să-i fac pe ei mei mândri, pentru că tatăl meu are și niște probleme de sănătate și mă gândesc că pentru el acesta este cel mai frumos moment. Cum a văzut astăzi, a fost foarte mândru de mine. Cu siguranță are și de ce. Și uite, în momentele astea vorbeau unii dintre colegele tale apropo de femeia militar. Și eu mi-aș permite, având în vedere că sunt la finalul ediției noastre, mi-aș permite să contrazic lucrul ăsta, pentru că printre cei mai buni pe care i-am avut în față în față, mai multe au fost femei. Așa, da? Ceea ce este bine până la urmă, că este diversitate. Noi vorbim de școală militară, adică nu putem să spunem că, domnule, au fost favorizate femeile. Nici nu, de cum, pentru caz. Că aici fiecare este pe picior de egalitate. Da, așa este. La început putem spune că nouă fetelor chiar ne-a fost foarte greu, mai ales cu educația fizică militară. Aici educația fizică militară merge cu totul la un alt nivel, facem deplasări rapide cu armamentul și foarte multă rezistență, avem nevoie de rezistență. În rest, trebuie să fii tare și pe partea psihică. Și cu trecerea timpului chiar am avansat și am ajuns la același grad sau chiar mult mai sus decât nivelul băieților, la fel cum s-a văzut acum la final, chiar fetele au terminat primele, majoritatea. Ionela, tot la finalul interviului nostru, aș vrea să ne spui ce a reprezentat pentru tine școala de la Buboc, apropo de tărie psihică. Sunt convins că acești doi ani au însemnat multe, multe greutăți, dar și lucruri frumoase. Însă sunt convins că acum, în urmă cu 2 ani și ceva, era într-un fel și acum neapărat că te-ai fi transformat, dar ai ceva nou. Pot spune că m-am transformat într-o mare măsură, pentru că eram o fire foarte închisă, eram individualistă. Când am intrat aici, m-am deschis foarte mult și am legat multe prietenii. Aici am învățat ce înseamnă lucruri în echipă și a contat foarte mult. Pot spune că au rămas cu amintiri foarte frumoase. Desigur, a fost și greu, au fost momente mult mai grele, dar mi-am dat seama că și atunci când nu mai pot, mai pot puțin. Ionela, cu ce gând părăsește această unitate de învățământ, șefa de promoție 2022? Să fie bine în continuare, îmi doresc să avansez, să ajung lângă sora mea, pentru că asta este cel mai mare vis al meu, să fim împreună și pe viitor. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Suntem la finalul ediției noastre speciale și sunt convins că ați urmărit-o cu atenție și chiar dacă am vorbit cu fiecare în parte foarte puțin, am avut de învățat câteva lecții de viață, tineri ambițioși, profesori cu experiență și evident un comandant mândru de încă o promoție aici la școala militară de maestri militari și subofițeri a forțelor aeriene Boboc. Eu vă doresc să aveți o parte de o seară excelentă, la revedere!